Bună dimineața, domnul doctor, și ne cerem scuze pentru întârziere. Hai să-i dăm drumul. Bună dimineața, sunt doctorul Andrei și în fiecare zi discutăm deschis despre problemele voastre. Înainte de asta observ că matinalii sunt foarte joviale astăzi, sunt veseli, semn că se apropie weekendul. Există și o excepție printre ei, și anume Dinculescu, care e un pic palid, îngândurat. Motiv pentru care primul caz de astăzi va fi chiar al lui. Aolea. Voi face o consiliere în direct și în funcție de acest lucru vedem ce fel de terapie putem să aplicăm. Motivul pentru care Dinculescu are această stare este, în mod cert, saltul cu parașuta de mâine. El acum bravează, dar știe că nu poate da înapoi. Ce o să zică lumea dacă dă înapoi? După cum îl văd, mai are și alte dileme și temeri în subconștient. Ce fac dacă nu se deschide parașuta? Ce fac dacă mă apucă pipi? E posibil să leșin? Am plătit rata la bancă? Sau cine dracu a compus melodia asta? Sau ce-o avea în cafelizerul meu? Vreau în acest moment să-l încurajez pe Dinculescu. Haideți, dragi matinali, vă rog toată lumea să strige de 3 ori: ai puterea! Ai puterea! Ai puterea! Te ține și de mână? Ai puterea! Ai puterea! Ai puterea! Da. Ai puterea! Foarte bine, haideți, e colegul vostru. Bun, mă uit acum la el și se observă deja o schimbare. E și mai palid și mai temător. Cred că ar trebui să aplicăm psihologia inversă. Poate o vom face mâine. În acest moment îi voi oferi lui Dinculescu un bilețel pe care scrie o adresă. Poftim, Dinculescu. Așa, și eu ce să fac cu adresa asta? Vrei să întreb ce se află la adresa asta? Da, ce să fac? Mă duc acolo și ce? Ce găsesc acolo? Cea mai bună firmă de scutece pentru adulți. Mersi. Domn doctor, spune-te, rog. Am găsit un bilețel. I-a căzut din busul lui Dinculescu, pe care scrie: busu, te rog frumos, te rog din sufletul meu mic, bagă nor mâine. Era de înțeles. Bun, Dinculescu, dacă trebuie să sară, la ce crezi că s-ar gândi fiecare coleg de-al tău exact cu un minut înaintea saltului? Știi? Nu știu, aștept să-mi spuneți. Hai că spun eu. DJ Andy, cu un minut înaintea saltului: ce fac astă seară? Cuba libre, două brunete, tratament VIP, frate, trebuie să scap, trebuie să trăiesc, acum am un scop. Orlando, oare aseară am folosit prezervativ? Ce caut eu aici? Ok, dacă mor, cui las laptopul? Mai bine învățam o rugăciune. Anca Maco, cred că nu am fost în legătură telepatică cu cine trebuie dacă mă aflu aici. Vezi, Dinculescu? Și ei au temeri. O să vorbim mâine despre asta, mult succes. Hai să trecem la al doilea caz. Domnule doctor, mă numesc Carmela și am 25 de ani. Până acum am dat numai peste bărbați nenorociți, bețivi, insensibili, prea sensibili, vicioși și nu m-am îndrăgostit de nimeni. Concluzia mea este că bărbații sunt niște porci, mai ales ăștia din România. Mai sunt și zgârciți. Nu vreau să generalizez, dar poate am avut eu ghinion. De aceea vreau să vă întreb următorul lucru. Ce este dragostea? Dragă Carmela, nu mi-ai spus cu ce ai dat peste acei bărbați, cu motostivuitorul, cu mașina? Nu toți bărbații sunt niște porți, ai avut tu ghinion. Nu există o definiție clară a iubirii, depinde de domeniul unde activezi în muncă. După medici, dragostea este o boală, pentru că ajungi tot timpul la pat. După avocați, este o injustiție, pentru că întotdeauna este unul deasupra altul de desubt. După politicieni, este democrația perfectă, pentru că se bucură atât cel de deasupra, cât și cel de dedesubt. După economiști, este o investiție proastă, pentru că e mai mult ceea ce intră decât ceea ce iese. După matematicieni, este ecuația perfectă, pentru că femeia ridică membrul la putere maximă, îl închide între paranteze, îi extrage factorul comun și îl reduce apoi la formă canonică. Ne auzim mâine, sunt doctorul Andrei. Și nu uitați, psihicul lucrează!